Avem nevoie la magazin la niște produse. Era vorba de niște ciocolate care nu erau de calitate. Adică... Aveau termenul expirat, probabil. Da. Am mers din nou la magazin, adică persoanele cele două care au fost și-au procurat. S-au adresat la vânzătoare și... Dar măcar aveau un bon de casă sau nu știu? Da, aveau bon de casă. Am mers la vânzătoare, adică am relatat care este situația și nu au fost ascultați, adică am fost pur și simplu dați afară din magazin. După care am mers și am relatat această problemă la profesoara de biologie care și chimie, socotind că cunoaște unele aspecte din lege, da. Corect, și nu numai aspecte din lege, dar în ceea ce privește calitatea produselor. După care am mers un grup de persoane, 8, adică vreo 8 persoane, am mers la magazinul susnumit. După care, după un lung adică discurs sau un lung timp de ceartă, vânzătoarea la fel nu era dispus să ne restituie banii, după care eu am scos telefonul mobil și am început să filmăm. După ce vânzătoarea a sesizat faptul că noi filmăm, s-a calmat. Și-a schimbat comportamentul. Da, ne-a restituit banii și în plus la asta ne-a dat acum niște bani plus. Da. Mărani. Și voi deja n-ați difuzat video și ați acceptat ideea. Da, da. Dar știți că era dreptul vostru să-l difuzați. Pentru că ați pierdut din timp, ați pierdut din încredere, ați fost stresați cu scandal și cu certuri. Deși normal era să fie prima reacție asta, produsul nu-i de calitate? Dă-mi-l, îmi cer scuze, retrag din vitrină tot ce-i expirat și am încheiat discuția. Eventual, atunci trebuia să-ți propună înțelegerea amiabilă, nu după ce a văzut că filmezi. Oricum, sau mulți văzători în ceea ce privește realizarea produselor sau... adică deservirea populației. Știm de chestia asta că de filmare... De mediatizare, da, de mediatizare și de informare... Discuții publice, da. Și eu cred că este foarte, nu e neapărat că nu ne trebuie nouă mari scandaluri sau chestii de astea. Este pur și simplu, dacă după o lungă perioadă vedeți că nu se restituie banii sau plus la asta, scoate un telefon mobil și chiar dacă după aceasta nu se reacționează din partea vânzătorului, cred că de acum este necesar să mergem la alții instituții, ceea ce privește astea. Eu cred că n-ar fi cazul că... Chiar de la unii nimicuri, nu ca și la unii nimicuri, dar oricum asta tu consideri asta un nimic? Pur și simplu a fost chestia că bine că a fost depistat la început, dar... Ei, cum v-ați dat seama? Că aveau gustul inadecvat sau cum? Nu aspectul exterior, nu tăpiții, microorganisme... Oho! Dar caz era destul de grav. Și nu cred, da, eu aș... Sunt de părerea că fiecare caz de acesta trebuie... Mulțumesc că mă respectați. Eu sunt de acord că fiecare caz de acesta trebuie relatat la instituții specializate, dar am avut în vedere de unele cazuri, de exemplu, pur și simplu... Adică să nu exagerez. Da. Sunt nimicuri, discuția amiabilă a funcționat și ai plecat de acolo fără probleme. Mersi. Atunci când ia sau o chiflă sau o plăcinte, ea practic se ia un lucru sau o plăcinte cu mâna, fără ca să folosească un ambalaj special pentru a lua lucrurile. Și consider că asta e încălcare gravă. Da, încălcarea drepturilor copilului, deoarece nu e igienic, nu ține de igiena personală. Și am încercat ca să... Comunici, să-i spui asta, da? Da, nu să-i spun, deoarece n-are rost, consider ca să-i spun că mai mari probleme, dar m-am adresat la medicul din la noi din liceu. Și el a spus că nu se poate face nimic. Adică se poate, dar fără rost. Foarte grav. Da. Și după asta medicul ține de administrația școlii. Trebuia să mergi la directorul școlii și îi spui, am vorbit cu medicul, spune că nu se poate făcut nimic. Ia dumneavoastră spuneți, ce se poate de făcut? Să vezi cum intervin. Dacă nu face nici director, zici că nu spate, mergi la administrația raională, să vezi cum intervin. Medicul ca tare a vrut, dar cred că știi mai bine că n-are rost. Da, el știe. Uitați, nimic nu se subînțelege. Dacă unul spune că a vrut, dar n-a putut, în română cum se spune despre cel care vrea și nu poate? Nu știu. Că nu poate, că e impotent. Deci dacă medicul nu poate,
Mergi la administrația liceului până găsești cel care poate. Am avut un caz chiar la acesta la școală. Profesoara de matematică, cum învăț eu în liceu cu profilul real, ar trebui să facem mai multă matematică, fizică și așa mai departe. Profesoara de matematică câteva ore la rând vinea și pur și simplu nu ne dădea orele, nu ne dădea niște temă nouă, pur și simplu stătea. Ori vorbea la telefon, ori scria mesaje. Deci era ocupat cu altceva. Era ocupată. Sau, cum ea e profesoară și de informatică, stătea în laborator, pe internet, pe site a ei și nu aceasta s-a prelungit o săptămână la rând. Nouă nu ne-a plăcut, a spus profesoară, poate ne dați tema ea. E că noi și așa suntem cu orele înainte, când acolo ne-a uitat în catalog, era chiar cu orele în urmă, mulțișor. Am apelat cu o colegă de clasă, nu mă duc eu singur, cu o colegă de clasă, la director. La doamna director, ne-am dus, am lămurit toată situația. Ea a spus că o să întreprindă ceva, timp de două zile nu s-a întreprins nimic, iarăși am plecat, am vorbit cu ea, am spus că... Dar părinții știau despre problemă. Da, părinții știau, am anunțat și părinții. Părinții au spus că întreprindeți voi ceva la școală, dacă nu se primește, intervenim și noi. Bravi. Și am vorbit cu doamna directoare, doamna directoare a vorbit cu profesoara la Consiliul Pedagogic, acolo nu știu cum, și s-au întreprins. S-a primit așa că profesoara Și-a schimbat comportamentul? Și-a schimbat comportamentul. Și-a amintit că are obligația de a preda conform legii. A început să predeie cum se cade, dar din prima bancă, cum stăteam eu cu colega mea în prima bancă, am ajuns chiar în ultima bancă. V-a obligat? Așa, voi nu puteți sta unde vreți? Chiar ne-a obligat, a spus că noi, a găsit motive că noi vorbim în timpul orelor, ceea ce nu e corect, și a spus că pe ea o deranjează foarte mult și ne-a trimis în ultima bancă. Ei bine, noi ne-am dus în ultima bancă și cu timpul când deja au venit și părinții, am lămurit la părinți, părinții au spus că nu lăsăm asta într-o parte, venim la școală. A venit câțiva părinți la școală și înapoi s-a restabilit situația, am ajuns în prima bancă cum eram și profesoara ne predă orele, cu toate că eu știam cât de grabă am teza la matematică și trebuie să ne pregătim. Și orele au mers mai bine cum erau încă și mai înainte. Fain, felicitări! Mulțumesc! Aveți ceva de completat? Întrebări? Nu. Am fost recent, dar și ca în fiecare an se repetă problema. Cum este iarna, mulți elevi vin bolnavi la școală și nu, ca să nu pierdă orele, vin așa cu bolnavi cum sunt. În clasa noastră a fost câțiva elevi gravi, câțiva așa, începutul era. Și am decis, am vorbit, am luat într-o parte pe colega, am vorbit că, iată, mi-e frică. Există anumite riscuri, da? Da, răspund pentru sănătatea mea și nu aș dori să mă infectez. Nu a acceptat, nu a dorit, a spus că nu vrea să piardă din ore. Bine, atunci ne-am adresat dirigintei. Dirigintei tot, nu putem să facem nimic, ne-am dus la sora medicală. Sora medicală a luat-o aparte, a vorbit cu ea, după care... Eleva n-a venit câteva zile, dar nu, mi se pare că a venit a doua zi, dar deja cu mască. Și ceilalți, anul acesta tot am avut aceleași probleme, tot ne-am adresat și am înțeles. Ce fain! N-a fost nimeni ranchiunos, spune că, dar nu-i frumos, ci eu cu mască. A fost probleme, dar... Dar oricum s-a discutat și a înțeles. Da. Am fost prezent la această... La această discuție? Da, la această discuție și chiar am fost implicată, deoarece am insistat ca ea să plece acasă, deoarece bolnavă. Eu tot sunt o persoană bolnavă și foarte repede mă lipsesc, mă infectez. Și chiar am vorbit cu ea aparte, dar ea a înțeles asta ca o jignire și m-a sunat chiar mama ei. Și chiar nu m-am așteptat la o femeie matură ca să vorbească într-așa mod. Îmi pare rău că n-am înregistrat convorbirea, deoarece au fost folosite cuvinte foarte necenzurate. Dar ulterior a înțeles și mama? Ulterior a înțeles și mama că e important lucrul ăsta? Nu a înțeles, deoarece i-am spus, aveți ceva de discutat, vă rog, la director în cabinet și acolo, de față la director, spuneți toate pretențiile. Și ea când a auzit asta, eu cu tine am de vorbit, dar nu cu directorul. Dar i-am spus că eu nu pot să vorbesc cu o doamnă matură, deoarece nu sunt în vârsta dumneavoastră ca să folosesc cuvintele care le folosesc dumneavoastră.
Și la aceasta s-a încheiat discuția. Da, s-a încheiat discuția, dar nu a acceptat, dar știți cum? A spus că ca un fel s-a primit că m-a înjosit. Ne-am adresat la directoare, dar nu la soră medicală. Și directoarea s-a adresat la soră medicală. Bun. Deci ați folosit instrumentele legale. Da. Fain. Am mai vorbit despre proiectul la care am participat și am menționat proiectul Eu Votez Pentru Că. Acest proiect este o simulație a alegerilor. Simulare. O simulare, da, a alegerilor, la care am fost acolo împărțiți în două grupe. Alegem problemele de care se confruntă localitatea și noi am ales problema apelor din localitate, după care am inițiat un proiect. Adică a fost în gimnaziu, am câștigat locul întâi și cu acest proiect am mers la primărie. Și peste un an de zile... A venit finanțarea. A venit finanțarea și izvorul care stă la marginea localității a fost îngrădit. Adică noi am îngrădit această... Amenajat, poate, sau îngrădit. Îngrădit și amenajat și pavat și... Deci a fost făcut izvorul accesibil oamenilor fără a putea să polueze apa. Corect, cine? Da. Cauza principală a acestei vioace, am ales acest... În general, noi am ales totalitatea, adică toate apele care sunt, dar din lipsă de finanțe am ales anume izvorul de la intrarea satului, deoarece nu erau nevoie de finanțe chiar destul de mari, era posibil de realizat acest proiect și plus la aceasta... Aveam schițele proiectului de la acel proiect, schițele proiectului, izvorul de la acel proiect, adică Eu Votez Pentru Că. Și în prezent ne bucurăm și noi, ne bucură ochii. Și așa mai departe. Mai ales că știți că e făcut contribuția voastră. Da, corect. Pus la aceasta, de la acest proiect am câștigat cameră video, proiector, calculator pentru jurnal. Și le puteți folosi chiar voi? Da, și urmă de... Adică urmă de vot. Și aș vrea să mai facem un proiect, să-l îndeplinim cu, să câștigăm, de exemplu, un autocar sau un microbus sau ceva genul acesta care să aducă copiii la școală. Pentru că sunt foarte multe întârzieri, școala e amplasată într-un capăt de sat și de la școală până în cealaltă capăt de sat sunt 4 km. Dimineața copiii mici, eu nu știu, trebuie să atât de mare satul vostru? Da. Trebuie să scoale la 5, ca ei să ajungă la școală la jumătate, la 8 sau la 8, când la noi la 8. Dar nu e un transport de rută dintr-o localitate în alta care să vă ajute? Nu este rută, dar nu e combinabilă pentru copii. Dar părinții discută problema asta? Părinții au discutat problema, dar au spus că ceva la primărie o să organizeze, dar văd că încă nimic nu. Deja a doilea an tot se discută și nimic. Unde noi putem să ne adresăm? Dacă s-a făcut un demers în scris, arătați-mi și eventual răspunsurile. Dacă nu s-a făcut un demers în scris, de aici trebuie să începeți. Trebuie făcut un demers în scris. Demers în scris la administrația locală, la direcția învățământ raională și eventual la Chișinău. Pentru că așa, vine de sus. Și încă o situație prezentă, e că acum copiii din Selemet s-au dus, pentru că la 12 au ultimul autobuz. La noi în sat învață copii care din alte sate, din Selemet, Satul Nou. Noi avem câte 7 lecții. Ei trebuie la 1 să iasă de la ore, pe când la 7 lecții se termină la 2:30, să pierdă 2 ore ca să ajungă acasă. Pe urmă să ia autobuz de rută, nu ia autobuz. Ca pe urmă să nu plece pe jos timp de 2 ore, pentru că sunt 10 km până în Satul Nou și pe jos cam destul de mult până ce ajung acasă, orele mai trebuie încă de făcut și tot așa. Încă lucruri pe lângă casă. Unde noi putem ca să îi schimbe ruta? Unde putem să ne adresăm? Că au fost convorbiri copiii din Satul Nou care învață la noi, au avut convorbiri cu gara, directorul gării, și a spus că nu se poate de schimbat nimic. Ce putem noi să interprindem atunci? Un caz asemănător cu aceasta, adică... Acum revenim. O să relatez din ce-l postitim. La fel, liceenii noștri aveau probleme cu transportul pentru a se deplasa acasă. Și de aceea au mers cu un demers înscris la doamna directoare. Voi auziți, fetelor? Au mers cu demers înscris.
După care doamna directoare a mers la șeful autogării și... Pentru că avea un temei, textul și scris. Eu am simțit aceasta, adică am văzut, n-am participat la această manifestație, dar s-a văzut că a fost schimbat poralul rutelor. Cum ar veni, cere și va schimba. N-ai cerut, eventual ai cerut numai verbal, au o scuză, lor nu-l e rentabil la ora 3 și pun la ora 1. Punct. Elevii, jumătate din clasă, noi suntem 28, 14 elevi sunt din satul nou. Regrese că după ce ei se duc, noi nu prea facem ore, suntem puțin gălăgioși, alții mai pleacă acasă cu dureri de cap, rămânem vreo 3-4 elevi și nu facem ora, lecția 7. Dar lecția 7 poate să fie și ora de fizică, lecția 7 poate să fie și ora de matematică, și chimie și biologie. Deci, indirect, chiar voi sunteți afectați. Și de ce vreau eu să schimb ceva? Eu cred că ar trebui... Tu ești la profil real, da? Da. Da, la noi tot este una din probleme, dar nu chiar așa de grav. Eu cred că ar trebui să merg, cum de mers la doamna directoare, să schimbi lecții în oral și cele care țin de profilul real, să le pui primele lecții, deoarece știm cu toți că dimineață... Adică tot ce e important se poate asista la cele opționale. Și la aceasta, cele opționale să le pui... Adică care asta e una din soluții, dar atunci când scrieți... Și la acest training eu mi-am făcut și blogul. Acesta a fost un training de instruire cu internetul, toate CT-urile de astăzi, cele mai utile, informații de unde putem lua. Acestea au fost... băieții de la Media Point din Chișinău, ei au venit cu totul al lor, drumul plătit al lor, noi doar trebuie să le dăm sală și găsiți oameni. Aceasta am organizat eu, am vorbit cu ei, ne-am găsit pe internet, pe Facebook, am vorbit, ziua am instruit-o, am mers la director, am... spus că ea ca în această zi va fi treningul și ne trebuie elevi. Ei au spus că pot veni doar la ora 12. La ora 12 elevii încau ore, unii din elevi care au dorit să vină. Directorul a organizat totul, profesorii tot au venit de la acele ore. Au fost foarte interesat, am stat... Cam câte lume a participat? Cam vreo 50 de persoane. 50, fain. Au fost foarte mulți, a fost interesant la toți. La acest training mi-a făcut mie blog, mi-a fost interesant, am aflat unele site utile, precum și alții, și mi-am deschis noi orizonturi de informație cât mai multe și cum să utilizăm internetul util. Perfect! Felicitări! Mulțumesc! Tot așa, training am organizat cu reprezentanți din Parlamentul Tinerilor. Acestea ne-au informat cu infrastructura din Parlamentul, cu noile proiecte care se organizau acolo și de acolo am luat proiectul cu Wi-Fi în liceu. Băiețul Alexandru, Thank you.